Dear Professor Viorel Bostan, Rector of the Technical University of Moldova, dear Professor Victor Sontea, good morning. I am happy today, a nice autumn day in the Republic of Moldova, to have the possibility to open the fifth International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering, a conference with experience lasting 10 years, 10 years of experience. In 2011, the first edition of the International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering was launched. It was a very dynamic time, 2011, when Republic of Moldova succeeded to become associated to the seventh European Framework Program. And now, just a week ago, the Prime Minister of the Republic of Moldova signed the agreement of the Association of Moldova to the Framework Program Horizon Europe. And I hope that the conference, our conference, with broad participation of researchers, of world-known experts from many countries, including Western and Eastern Europe, United States of America, Japan, China, Australia, and many other countries, will put the background for new bridges of collaboration. Will be a successful, useful exchange of information, of opinions, of ideas. And of course, we hope that this will give an impetus to the preparation of new joint research projects. I welcome researchers from all over the world, researchers that participated in many of our previous editions, and also researchers that are for the first time participating, unfortunately, without physical presence due to the pandemic, COVID-19. Hoping that the pandemic will disappear in the near future and the next edition will be with physical presence, let me give the floor to our host today, Director of the Technical University of Moldova, Professor Viorel Bostan. Please, you have the floor. Thank you, Mr. President. Dear colleagues, dear friends, for me, it's a big pleasure to be the host of this important conference, a conference that it is today considered to be a visit card of the research area in the electronics, nanotechnology, computer science, and biomedical engineering. This conference is already at the fifth edition. Unfortunately, as it was mentioned by Mr. President, due to pandemics, we are meeting online, and we have big regrets that we cannot have you here at Technical University of Moldova, where we will continue our fruitful collaboration that started many years ago. I am very sure that this conference will contribute
to the development of this important area, the area of nanotechnologies, nanomaterials, and biomedical engineering, because these areas today are crucial for the development of the humankind. This is not just simple words. Indeed, this is happening, and we are very glad to contribute as much as possible to this important sector of human research. I'm very glad that our colleagues from all the departments and colleagues from the research institutes are participating. I'm very glad to see here a lot of friends and friends who cannot be present here but are connected online, the doctors honoris causa of our universities and people with whom we for many years collaborated in this important domain. I wish you all great success, and again, I will promise that Technical University of Moldova will give all necessary support to this important research domain, and together we will contribute to the development that will benefit all of us. I hope that this conference will continue that experience of collaborating between us, and new results will appear, new projects will appear, and will contribute to the research. Thank you so much. I wish you good health and great successes, great realizations in this endeavor. Thank you very much. Thank you, Professor Bostan. Ladies and gentlemen, I am pleased to give the floor to the State Secretary of the Ministry of Health of the Republic of Moldova, Ms. Zinaida Bezverzhny. Are you online? Yes, thank you very much. I hope you hear me. And I have a great pleasure on behalf of Minister of Health to deliver a welcome speech today to this international conference dedicated to the nanotechnologies and biomedical engineering. We are very grateful that in 2005, due to the significant effort of the Technical University and Ministry of Health, the profession of engineering of biomedical systems was introduced in the nomenclature and register of the medical specialties here in Moldova. And in 2010, we started to prepare the specialists through master programs in biomedical engineering. And by now we have around 150 bioengineers prepared in the country, and that around 54 of them are working in the medical system in the Republic of Moldova. However, the need in the specialty is still very high, and we estimated like 250 specialists needed to be prepared in the next year. You know that we, since August, we have a new government in the Republic of Moldova, and this government has an ambitious plan to modernize the health system. And health system could not be modernized without modern technologies, and that's why we count a lot on the support of Technical University and our specialists in preparing of these specialists and modernization of the healthcare services. And on this behalf, I would like to thank a lot Professor Victor Sontea for his personal contribution on the genesis of the medical bioengineering in our country. And he is considered the father of all bioengineers who are working in our medical system. And on the behalf of Minister Alani Merenka, I would like to thank him personally and to wish him good health and a lot of prosperous projects in the future. And I would like to promise that from the Minister of Health, you will have the full support in the developing of the new programs, of the new projects, and the fruitful collaborations between medical institution, healthcare system, and international society and partners.
Thank you a lot. And I have my colleague here in the room, and he will offer you on the behalf of Minister of Health a diploma of recognition from the Minister Alena Merenko. Wish you a fruitful conference, good speeches, and we will stay with you in the future projects. Thank you. Dear State Secretary, thank you. Thank you very much. And actually, you made the transition from the 10th year celebration of the conference to the 70th anniversary of Professor Victor Sontea. Thank you. Thank you. Speaking about this, the second celebration, I would like to note that in 2011, when we organized the first edition of the conference, Professor Sontea celebrated 60th anniversary. Now we celebrate 10 years of the conference and 70th anniversary of Professor Victor Sontea. His contribution has been really very important. And I would like to note that by that time, 2011, there were very good preconditions to start an international multidisciplinary conference at the intersection of nanotechnologies and biomedical engineering. From one point of view, the respective specialties were at the technical university, at the Department of Microelectronics and Biomedical Engineering. The second important issue, research, higher level research started in the Republic of Moldova, including at the technical university in the field of nanotechnologies. And it was a good time to start research at the intersection of these two disciplines. Our experience has been successful, and I would like to note that we succeeded to do good research, to publish very good papers, and to win excellent grants. For his personal contribution to this success, the Presidium of the Academy of Sciences of Moldova decided to award Professor Victor Sontea with a distinction medal, Nicolae Emilescu Spătaru. This medal is here, and I have the honor to give this distinction to Professor Victor Sontea. Please allow me to And dear Professor, we wish you, first of all, good health. And we are sure that together we will celebrate 15 years of the conference, 20 years of the conference, and so on. This is the document that demonstrates that this distinction is yours. Please. Ladies and gentlemen, allow me to give the floor to Professor Viorel Bostan, Rector of the Technical University of Moldova. Thank you. I will start my speech in English and then I will move also to Romanian. Just I want to mention that without Professor Sontea today, we cannot imagine the existence of our Faculty of Computer Science, Informatics and Microelectronics, because all his life was dedicated to the academic community of our university. He started as a student here at the Polytechnic Institute. He did his PhD studies and defended his PhD thesis here in Polytechnic Institute. He became the chief of department. He became the dean. He started new programs, new conference. And all of this was done by Professor Sontea and his pupils.
And he contributed, as I said, a lot to our university. Dragă domn profesor, vă felicit cu această realizare frumoasă. Eu cred că noi toți am putea să vă invidiem și să sperăm că și noi, o bună zi, să avem atâtea realizări care le-ați dumneavoastră. Cum spuneam, ați început ca student la doctorat, ați pornit noi direct, ați fost un organizator extraordinar. Multe lucruri care astăzi noi le avem au fost realizate datorită implicării și, de fapt, aș spune entuziasmului și energiei pe care a pus-o tot ce face. Ați fost decan când se dădeau aceste clădiri, ce a fost facultatea, locul 3. Ați coordonat atunci acele activități. Ați fost decan într-o perioadă extraordinar de complicată pentru Politehnica Superior Universitatea Tehnică, atunci când am trecut de la învățământ în limba română, atunci când Republica Moldova a devenit independentă și atunci trebuia să repornim programe de studii, să reformatăm procesul de studii și acest lucru a fost realizat datorită dumneavoastră. Astăzi, facultatea vă datorează acel efort pe care l-ați depus. Ați pornit atunci când mulți încă erau sceptici. Noi, domenii, cum ar fi domeniul sistemelor biomedicale, ați pornit, cred că ați fost printre primii care ați deschis filiere, programe de studii cu predare în limbi internaționale, ceea ce astăzi noi dezvoltăm. Ați fost primul care ați adus aici cercetători de valoare și ați inițiat și această conferință care astăzi a ajuns la ediție. În numele întregii comunități academice, domn profesor, vreau să vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut. Să vă doresc multă, multă sănătate și sunt convins că la următoarele ediții ale conferinței, în continuare, veți contribui valoros la dezvoltarea cercetării și universității noastre. În numele universității, vă aduc sincere mulțumiri și vă doresc multă sănătate și multe realizări frumoase în continuare. Mulțumesc, domnule Victor! Toate realizările sunt și eu am fost 14 ani decan, 17 am fost ani șef de departament. Eu toată vremea am colaborat cu universitatea, cu lectorii universității, am fost 4 lectori cu care am lucrat. Deci și acum eu cred că nicătând la ceea ce am avut, noi activăm foarte bine cu rectoratul universității. Mulțumesc, domnule. Și o mică plachetă pe care să o puneți în fața biroului dumneavoastră și doar o mică mulțumire pe care putem noi să o aducem ca universitate pentru activitatea pe care ați desfășurat-o. Mulțumesc foarte mult, domn profesor. Și vine cu întârziere, dar la mulți ani. La mulți ani. Mulțumesc, domnule. Eu cred că... Acum trebuie Ladies and gentlemen, we still have some time before the first report will start. And I am happy to give the floor to academician Professor Leonid Koliuk, former director of the Institute of Applied Physics head president of one important conference that was postponed, but I was informed that it will be organized next year in September. Dear professor, are you online? Professor Koliuk, are you online? No. Then I would like to give the floor to the dean.
Yes, Professor Dr. Ticiuc, President of ANACEC, Președintele ANACEC, please, you have the floor. Stimate domnule rector, în primul rând vreau să-mi exprim satisfacție vis-a-vis de această sală. Sunt prima dată aici, sală nouă, modernă, tehnologizată, sală numai de conferință. Sunt convins că sală utilizată și în procesul de studii. Astfel, felicitări și încă dumneavoastră întregii universități care reușit să realizeze această sală minunată. Domnule profesor Sontea, domnule președinte Academiei, onorată asistență, este o plăcere să particip la manifestații științifice, iar manifestația de astăzi, a cincea conferință în domeniul nanotehnologiilor și ingineriei biomedicale, este o plăcere dublă pentru că sunt la alma mater, sunt printre persoanele cu care alături m-am format, sunt persoanele care au contribuit la formarea subsemnatului, iar în speță domnul profesor Sontea este modelul, dacă îmi permiteți, pentru mine, în anii 90, fiind student, modelul managerului, care permanent era în mișcare și a rămas permanent în mișcare, permanent era încadrat în proiecte de cercetare, nu ezita să discute cu fiecare cadru didactic, nu ezita să discute cu fiecare student. Asta era important pentru mine și din acele timpuri mi-am rămas și suntem, dacă domnul profesor să-mi permită, relații de prietenie. Astăzi am reușit să mă uit peste subiectele tematicile conferințelor, inclusiv abstractele, și încă o dată m-am convins că această conferință rămâne una de reper pentru conferințele științifice internaționale cu subiecte moderne, cu subiecte de interes. Aceste subiecte atrag atenția nu numai asupra domeniile cercetare moderne, dar cumva trasează viitorul care urmează viitorul cel bazat pe nanotehnologie și bioinginerie. Astfel, urez succes întregii comunități academice și tuturor celor implicați în această frumoasă conferință. Evident, nu putem să trec sub tăcere acest minunat eveniment legat de aniversarea, frumoasă aniversarea domnului profesor Sontea. Inima acestei conferințe, fără ridicare, pe raportul care probabil ar fi fost mult mai dificil să fi realizate. Din partea agenției, domn profesor, avem o diplomă de gratitudine, o diplomă care ține să pună în evidență aprecierea ANACEC, Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, vis-a-vis de aportul dumneavoastră în domeniul științifico-didactic, contribuția dumneavoastră în promovarea științei și culturii calității în educație, lansarea domeniului nou pentru Republica Moldova, ingineriei biomedicale, dar și, după cum spuneam, frumoasa aniversare de 70 de ani. Domnul profesor, la mulți ani! Întotdeauna o să rămânem alături de Universitatea Tehnică și toate instituțiile de învățământ și cercetare. Mult succes, o zi bună! Yeah, thank you! And now I would like to give the floor to Professor Dumitru Ciorbă, Dean of the Faculty of the Department. Please, you have the floor. Technical University of Moldova. My statement for today is great transformations have need founding fathers. Thank you very much, Mr. Professor. Aici avem un
mic certificat de recunoștință. De fapt, recunoștință nu are nevoie de un certificat anumit. Dar noi, din tot respectul, întreaga facultate, vă mulțumim pentru tot ce ați făcut aici și în ce urmează. Ați depus enorm efort, ați dedicat o viață întreagă pentru această facultate, pentru tot ce se realizează în continuare. Certificatul de recunoștință pentru rezultate obținute în administrarea facultății în perioada de remarcabile transformări naționale și universitare, despre care toți astăzi vorbim. Vă mulțumim! Da, și tocmai din cauza că un prieten de-a dumneavoastră, și o să-i cunoașteți aici semnătura, a scris câteva cuvinte și știu și zicea că le meritați să le ascultați. Vă închinăm doar flori frumoase, fiindcă smeritate, pentru aporturi valoroase, pentru facultate. Om savant administrator, foarte iscusit în această facultate, rostul ți-a găsit. Mulțumesc, domn profesor, și e foarte simbolic. E clădirea blocul numărul 3. Mulțumim. N-am nicio șansă. Mulțumesc, domn profesor. Dear Professor Chorber, since you are continuing the activity of Professor Victor Sontea in a very successful fashion, we would like to thank you, and on behalf of the Presidium of the Academy of Sciences of Moldova, I have the pleasure to pass on to you a diploma of recognition. So we wish you success. I was a little surprised. Thank you very much. So, ladies and gentlemen, let me give the floor to Mr. Shutkevich, the president of the Association of Companies in Electronics of the Republic of Moldova, where Professor Sontea has also a very visible, important contribution activities. So, Mr. Shutkevich, please. So you have a good team there, I see. Electronics is strong because the team is strong. Honor to participate today, and it is a double honor to congratulate Professor Sontea with the anniversary and with all the results and the efforts to build and to move Moldova forward and make Moldova known beyond the borders, and not only in region but also on the all the continents. Professor Sontea, wish you a lot of success and that all the your students and all the engineers you trained, that they can continue the great work you started. Thank you for supporting the association, and the president of the association, Mr. Ishano, will take over. Wish you, thank you, all the best, and be strong. We are together. Thanks. Thank you. Domnul Sontea, dacă se poate două cuvinte din partea Asociației Întreprinderilor din Industria Electronică, la care dumneavoastră ați contribuit foarte mult ca noi să o creăm, am început și să o dezvoltăm, avem un șir de succese. Noi vă felicităm din partea Asociației cu 70 de ani a dumneavoastră. Vă dorim succes în viitor. Și din partea asociației vrem să vă transmitem un trofeu, da? Da, unde, aceea, da, unde noi vrem să spunem că dumneavoastră astăzi aveți 70 de ani, da? Dar 48 de ani din trânșe le-ați dedicat universități tehnice, da? Dacă ați mai învățat încă 5, primești practic toată viața, ați petrecut-o la Politehnică.
Felicitările noastre și succese multe pe viitor. Eu să spun că Moldova era anti bine dezvoltată în industria electronică. Numai cheltuielile de impozit a uzinii Mizon erau mai mari decât toate cheltuielile decât bugetul Moldovei. Și noi, iată, ne-am întâlnit și Pieriș cu domnul director și am pus ca țel să formăm o asociație și astăzi suntem 14 întreprinderi. 17. 17, este, eu n-am mai fost odată. 17 întreprinderi și asta și afară din întreprinderi. Mai sunt și instituții de învățământ. Și mediu de specialitate, și superior. Universitatea Tehnică, Colegiul din Bălți Politehnic. Vă mulțumesc și da. Rog tot acest da. Să domn... ajute această asociație. Felicitările noastre. Încă da. Thank you so much. Ladies and gentlemen, I have the pleasure to give the floor to Professor Vladimir Fomin, honorary member of the Academy of Sciences of Moldova, a very successful researcher, and he attended all our editions. Now he can share his opinion about this conference. We have here representatives of the association Stefan cel Mare. Please. Your Honor, dear friends, dear colleagues, on behalf of civil society and on behalf of NGO Stefan cel Mare și Sfânt, I would last ask your permission to read this document in the language it was issued. Ordinul numărul 5 din 05-10-2021 pentru contribuție semnificativă în domeniul cercetării prezentată de rezultate fructuoase, pentru că sculptați caracterul și sufletul discipolilor dumneavoastră, pentru că prin perseverență, optimism și dăruire altoiți noi generații de oameni statornici, pentru profesionalism, susținere necondiționată și încurajări, se decorează cu insigna de aur Stefan cel Mare și Sfânt, numărul 49, domnul Victor Sontea. Domn profesor. Bioengineer. We still have 3-4 minutes. Please, you have the floor. Onorat asistenț, dacă o să-mi dați voie mie să duc până la capăt mesajul nostru. Stimate domnule profesor, stimată audiență, domnilor rectori, noi venim cu un mesaj către domnul Sontea din Casa Mărei Sale de la Mănăstirea Putna, de la Părintele Stareț Melchisedec. Vrem să vă transmitem sănătate multă, sunteți un model, sunteți un model prin care noi, cei care vă urmăm, generații mult mai proaspete, să mă exprim așa, sunteți un model de la care avem multe de învățat. Iar pentru noi, Asociația Ștefan cel Mare și Sfânt, este o onoare că avem astăzi posibilitatea să vă decorăm cu ordinul insignă Ștefan cel Mare și Sfânt. Cu toate că în această ordine de idei, domnul Sontea urma să fie decorat la evenimentul sau serie de evenimente pe care le organizează Asociația Ștefan cel Mare și Sfânt 30 pentru 30, doar că atunci, din motive destul de plauzibile, dumnealui n-a putut să se prezinte. Felicitări! Doamne ajută în continuare și să ajungem la 10-a ediție a acestei conferințe și la, de ce nu, 100 de ani domnului profesor Sontea. Bucurie! Doamne ajută, doamne. So, please, you have the floor. Good morning. Can you hear me now?
be a professor, please. Yes, thank you. Thank you. Dear President, dear Rector, dear Victor, and highly estimated public, it's a great pleasure for me to congratulate today my old friend and brilliant scientist of the Republic of Moldova, Victor Sontea, on this nice jubilee. I think 70 is the year of flourishing, and all the activities of Victor Sontea along many decades have brought him to this apex. And I would like to wish him, first of all, good health. Second of all, to continue his outstanding scientific activities, and to apply his outstanding and exceptional organizational managerial activities, which brought this set of conferences to life, and I hope will give many new great achievements for the science and for the development of the Republic of Moldova. Victor, I would like to extend to you my very personal greetings in this special day. You are for me a symbol of devotion, a symbol of outstanding capacity to join people. And in our complicated time, this ability to join people together is exceptional. So please continue all directions of your fruitful and outstanding work. La mulți ani! La mulți ani! Mulțumim! Mulțumim, domnul profesor! So please, a couple of minutes, because we are already, please come. Deci, domnul Victor Sontea, noi suntem într-adevăr onorați. Thank you so much. So, Professor Sontea, please, spuneți vreo două cuvinte. We should now find... Stimați colegi, astăzi, pentru mine, e o zi însemnată. Eu toată vremea am avut noroc de prieteni și cele conferințe care au fost, nu cinci, dar au fost vreo opt conferințe, eu le-am organizat împreună cu domnul academician Tigineanu. Și chiar dacă am avut înainte de această o conferință ICMCS, cineva a zis că nu, atunci noi am organizat această conferință și care, eu cred că denumirea și direcțiile sunt foarte și foarte actuale. A doilea, eu vreau să mulțumesc foarte mult părinților, care părinții mi-au dat calea la învățătură, la învățătorii mei din Belți, la școala 4 feroviară, care în mare măsură, eu nu știu dacă azi mai există, învățătorul de matematică s-a ocupat cu noi 20 de zile, ne pregătească către admitere la universitate, și noi am fost admis la universitate circa 26 de persoane din 28. Iată, eu am ieșit în viață, acum activez și sunt dornic de activare și acum mă ocup cu multe lucruri și universitare, și împreună cu domnul prodecan Dinu Țurcanu, și sper că și anii acestea, cât o să fiu, noi să fim pe primul loc din toate universitățile din Moldova. Eu vreau să mulțumesc colectivului care a organizat această conferință. Da, ideea, și noi am lucrat cu profesorii mari, dar asta e unica conferință când au fost, sunt ca speaker
16 persoane din toată lumea, speaker câte 30 de minute. Noi suntem unici în direcția aceasta, asta ideea domnului Hădincean Tighineanu și pe urmă am lucrat și am invitat persoanele date. Eu aș vrea, pot să vorbesc mult, îți mulțumesc catedrii, facultății cu care am lucrat. Avem sănătate pentru că sunt piesele dumneavoastră de veți face la plăsimă. Dear Professor Sontea, Happy New Year, la mulți ani. We once again wish you good health and much success in the future and to have many excellent students.